Cei trei ierarhi sunt cunoscuți ca modele de viață duhovnicească, iar învățăturile lor au fost prețuite de creștinătate de-a lungul secolelor. Pe lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturii, ei au urcat și în alta treaptă a arhieriei. De aceea sunt cunoscuți sub numele de protectori ai teologiei. Frații noștri, preoții romonahii, rudiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot cinul preoțesc și monahicesc, se pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Fiecare dintre acești trei mari sfinți ai Bisericii Creștine au ziua lor de cinstire. Dar începând cu începutul secolului XI, se stabilește la Constantinopol ca cinstirea lor să se producă și la oaltă. Pentru că au trăit în aceeași perioadă, au trăit aproximativ în aceeași zonă geografică și reprezintă cei trei luceferi ai Bisericii Creștine, pentru că lucrarea lor teologică, lucrarea lor sfințitoare, lucrarea lor social-caritativă depășește orice imaginație pe care noi astăzi o putem avea. Îi prăznuim și separat, dar și împreună. Îi cinstim separat pentru că există niște deosebiri între ei, dar fără îndoială sunt trei mari personalități. Fiecare după al vostru nume să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. La începutul secolului XI s-a creat o tulburare în rândul creștinilor cu gândul de a încerca să ierarhizeze acești trei mari sfinți. Care ar fi fost mai mare ca celălalt? Sărbătoarea este o zi dedicată reconcilierii. Acum se împacă rudele după lungi dispute, iar toate proiectele comune vor aduce prosperitate în cămin. Tot în această zi este bine să fie ajutați copiii săraci care doresc să devină preoți. Pentru spor și pentru sănătate, la masa de sărbătoare se consumă pește și fructe, simboluri ale unei vieți duhovnicești smerite. Tradiția spune că la acest praznic este bine să dăm de pomană o candelă, pentru ca tot anul viața noastră să fie luminoasă.